Dar știu că mă gândeam, mă cablam că eu am aici deschise și telefoanele și calculatoarele și 70.000 de alerte. L-am văzut pe domnul senator în invitatul vostru și aș vrea să-l întreb și eu ceva. Da, te rog. Bună seara, domnul senator. Bună seara. Domnul senator, sunteți de la Partidul Național Liberal, nu? Da. Partidul Național Liberal se află la guvernare. Așa e. Are premierul. Așa e. În timp ce mă cablam să fac aceste intervenții pe subiectul Donald Trump, și astăzi m-am ocupat, toată redacția s-a ocupat de Donald Trump, în Parlamentul României s-a întâmplat ceva. Tot legat de justiție, că vorbim de justiția din România și de justiția din Statele Unite. Eu, de exemplu, vă spun foarte sincer, eu astăzi am ieșit cu colegii, am vorbit, am făcut timing-ul pe Trump, ne-am ocupat de subiect, fără să ne ia nimic, nici în acest moment nu ne ia nimic prin surprindere. Adică eu știu că până în momentul în care Donald Trump nu va ajunge în fața judecătorului, rechizitorul lui nu va fi dat publicității. Asta se întâmplă în America în acest moment. Nu ne ia nimic prin surprindere, pentru că justiția americană, în primul rând, este foarte tare, pentru că funcționează pe proceduri, este previzibilă. Spre deosebire de justiția din România, unde colegii dumneavoastră, că sunteți de la Partidul Național Liberal, în timp ce se desfășura tot acest tam-tam care este urmărit mondial în acest moment, justiția din România a fost dată peste cap astăzi, în Parlamentul României, în Camera Deputaților, inclusiv prin votul colegilor dumneavoastră. Ați modificat codul penal, da? Și codul de procedură, aruncând în aer 7 ani de proceduri în instanțele românești pe modificarea codului penal. Și mă refer aici la abuzul în serviciu și, în primul rând, la interceptările SRI, care devin din nou probe în instanță. Justiția românească, din cauza politicienilor români și din cauza Partidului Național Liberal și PSD, în acest moment a aruncat în aer toată procedura penală din România. Este imprevizibilă, impredictibilă. De ce se întâmplă asta? Adică de ce ați făcut asta? Așa cum le-am spus colegilor mai înainte, că oarecum m-au provocat și la începutul discuției să îmi dau cu părerea, eu nu sunt jurist și am încredere, unii ar zice că e de condamnat încrederea asta, în punctele de vedere ale specialiștilor din comisiile juridice. Eu sunt senator. Când am votat și a fost istoria cu pragul de săptămâna trecută, exact pe asta ne-am bazat. Pe faptul că din Comisia Juridică a ieșit modificarea la codul penal în felul în care a ieșit, plus declarațiile care spuneau și care ne spuneau nouă că aceste prevederi sunt asumate într-un fel sau altul de Ministerul Justiției și de Coaliție. Tot ei, specialiștii din Comisia Juridică din Camera Deputaților, astăzi a luat deciziile pe care le-a luat. Cu siguranță, dacă aș intra în detalii care țin de constituționalitate, de cod penal, aș începe să... Adică înțelegeți ce spun. Statele Unite lucrurile funcționează pentru că procedurile sunt de sute de ani, domnule senator. Și știu că nu mă ia nimic prin surprindere, adică stau liniștită în acest moment și vorbesc cu dumneavoastră despre această paralelă, știind că nu a apărut rechizitoriu. Pentru că rechizitoriul este sub puterea judecătorului și este sigilat și va fi desigilat abia după ce inculpatului, Donald fie el și Donald Trump, îi se aduce la cunoștință toate acuzațiile, îi se aduc la cunoștință toate acuzațiile. Nu vor fi scurgeri în presa americană, nu va fi arestare, de exemplu, nu vor fi cătușe, nu va fi celebrul mugshot, pentru că... a fost negociată toată această procedură, da? Inclusiv cu inculpatul, pentru că vorbim de o situație fără precedent în istoria Statelor Unite. Justiția asta românească, post-decembristă, de 30 de ani, domne, 20 de minute,
dă peste cap toată procedura penală prin votul politicienilor. Și dumneavoastră spune specialiștii. Care specialiști? Că vă spun eu, colegul dumneavoastră, șeful Comisiei Juridice din Senat, domnule senator, aveți președinția Comisiei Juridice din Senat, Partidul Național Liberal, n-a știut să explice pragul pentru abuz în serviciu la televizor. A spus că ați spus pragul de 250.000 de lei pentru că l-ați indexat cu corupția, pentru că au crescut prețurile în România. Mie asta mi-arată ca jurnalist că președintele Comisiei Juridice de la partidul dumneavoastră habar n-are pe ce lume trăiește. Nu poți să spui ca jurist că ai indexat pragul pentru abuz în serviciu cu prețurile, că n-are nicio legătură aia cu prefectura, înțelegeți? Inflație, da. Adică mi-a fost rușine. Da. Acum, eu trebuie să recunosc, doamna Matei, că deci nu este... Ar fi fost de așteptat și ar fi fost de dorit ca după atâta... Să ajungem la 9.000 de lei, ministrul dumneavoastră de justiție, ca acum 3 ore să nu mai ajungem la niciun prag. Deși curtea spune că nu există infracțiune dacă nu există prag. Trebuie să stabiliți unde e penal și unde e nu. Unde e răspundere civilă și unde e penală. Trebuie stabilit un prag, așa este peste tot în lume. De-aia America funcționează. Chiar și când inculpă un președinte de stat. Deci nu pot să fiu decât de acord cu dumneavoastră. Deci modificarea codurilor penale nu este de azi, de ieri, nu a început de o săptămână. Este un proces care durează de mai bine de un an. Sincer, și pe mine mă miră că după atâtea dezbateri între minister și diversi experți, curte, CSM, etc., până la urmă, pe interval de 2 săptămâni sau 1 săptămână, 10 zile, am reușit să facem 3-4 modificări diferite și să ne contrazicem noi înșine de la o cameră la alta. Păi imaginați-vă că înaintea inculpării lui Donald Trump, președintele Statelor Unite, prima oară în 200 de ani de existența statului american, Congresul american ar fi modificat legislația. Și ar fi zis să-l ținem 100 de ani în pușcărie, îi punem bail 70 de milioane de dolari, nu-l mai lăsăm să candideze. Adică asta nu se întâmplă într-un stat normal la cap, cu proceduri, cu legi. Americanii nu fac așa ceva. Congresul american nu a intervenit în acest proces, domnule senator. Ori la noi, pur și simplu astăzi, când mă ocupam cu colegii de acest subiect, care vedeți cât de complicat este, pentru că are o latură penală, are o latură civilă, are o latură politică, se întinde într-o mie de părți, dumneavoastră a spus o bombă în Parlament la codul penal. Și acum nu știm cum să ne ocupăm de 100 de subiecte, pentru că în timp ce toată planeta se uită la Trump, în România a explodat procedura penală. Ați dus România cu 7 ani în spate, fără nicio explicație. Președinta Comisiei Juridice din Camera Deputaților a schimbat, doamna Vicol a schimbat votul în câteva secunde, fără nicio explicație. În ciuda a 7 ani de decizii ale Curții Constituționale, definitive și irevocabile, gândiți-vă ce se va întâmpla în instanță, domnule senator. Că nu e vorba de parchet, este vorba de instanță. Gândiți-vă că dumneavoastră veți fi țintele, nu noi jurnaliștii. Da. Deci, gândiți-vă că trebuie să faceți asta, culmea, ca să luați banii din PNRR. Păi așa nu luați nici banii din PNRR, pentru că astăzi, da? Ați, în loc să puneți în acord codul penal, da, cu deciziile Curții Constituționale, dumneavoastră ați aruncat toate deciziile Curții Constituționale la gunoi și nu le-ați pus în acord cu codul penal. Drept pentru care jalonul din PNRR nu este îndeplinit. Drept pentru care aceste legi ar putea trece, ar putea pica din nou la Curtea Constituțională. Deci, ce ați obținut? Asta este și teama mea, constituționalitatea modificărilor de astăzi. Da, evident că sunt costuri financiare și mai ales în ceea ce privește absorbirea sumelor din PNRR, realizarea jaloanelor din PNRR, dar evident că sunt și costuri politice. Gândiți-vă că toată bulibășala asta despre care vorbiți dumneavoastră afectează evident credibilitatea coaliției. Eu fac parte din coaliție, dar nu pot să nu recunosc. Și totuși trebuie să ne gândim și cum vede publicul
acest lucru și către ce se îndreaptă. Publicul ce să vadă, domnul senator, dacă nici nu se explică, totul se face pe moș mondial, așa, azi votăm alb, peste 3 minute votăm negru, fără nicio explicație. Punem prag de 250.000, după aia punem prag peste 5 minute de 9.000, după aia scoatem pragul. Și vine președintele, colegul dumneavoastră, ca să vedeți ce experți aveți, ce profesioniști aveți la PNL. Șeful Comisiei Juridice spune că pune prejudiciu din codul penal de la abuz în serviciu, unde delimitează infracțiunea de abuz în serviciu, de răspunderea penală de cea civilă, îl indexează cu rata inflației. Ceva de omul ăla trebuie coborât de pe planeta Pământ. Sincer, hai să ne întoarcem, hai să tragem aer în piept cu toții și să ne întoarcem la Trump al nostru, pentru că tu ai spus că nu ești surprinsă de nicio mișcare, nimic din ce se întâmplă în Statele Unite, doar că Trump este. Tragem aer în piept și ne întoarcem. Discutăm.